Vineri de la ora 15, parlamentarii din Hunedoara au fost chemați la o întâlnire la sediul Complexului Energetic Hunedoara. Sindicatele, dar și administrația companiei spun că au nevoie de sprijin pentru ca în cele câteva săptămâni care au rămas până la finele anului să poată fi notificată Comisia Europeană cu privire la continuarea activității de extracție la Lonea și Lupeni. Am invitat conducerea executivă a complexului, directorul general, directorul diviziei miniere și directorul diviziei energetice, precum și parlamentarii din județul Hunedoara. Scopul acestei întâlniri este pentru a le aduce acestora în atenție problemele curente cu care complexul energetic Hunedoara se confruntă în momentul de față. Și pe de o parte, iar pe de altă parte să încercăm să găsim o variantă de lucru pe care să o susținem toți, sindicate, conducere administrativă, parlamentari din județul Hunedoara. Trei dintre parlamentari au răspuns prezent. Am avut contacte atât din partea PNL-ului, vorbim aici de doamna Carmen Hărău și domnul Heiuș, care în principiu au confirmat, cât și din partea PSD-ului, unde a confirmat domnul Cristian Răzmăriță. Unul dintre parlamentarii care s-au implicat activ în problemele legate de minerit a fost și deputatul Cristina Prună, însă sindicatele spun că nu vor apela la serviciile sale pentru că nu este de partea lor. Pozițiile doamnei deputat au fost de cele mai multe ori duplicitare. În incidentul de la Lupeni, de acum, din momentul începerii concedierilor, am avut surpriza să ni se spună de către colegii de la Lupeni că doamna Prună a alimentat acea reacție a oamenilor, spunându-le că trebuie și că e bine să plece din sistem. În condițiile astea, noi nu credem că doamna Prună poate să facă ceva sustenabil pentru Valea Jiului. Asta este părerea noastră și, iar drept consecință, nu am invitat-o la această întâlnire. Minerii vor să ceară până la finele anului, printr-o notificare pe care să o facă Guvernului României la Bruxelles, continuarea activității miniere la Lonea și la Lupeni. Nu au fost invitați nici europarlamentarii hunedoreni, pentru că, spun sindicatele, deocamdată ajutorul lor nu poate fi dat decât după ce Guvernul notifică Comisia de la Bruxelles. Problemele complexului energetic Hunedoara depășesc competența Ministerului Energiei. Situația critică cu care se confruntă societatea energetică hunedoreană ar trebui să reunească la aceeași masă mai multe ministere și instituții ale statului. Sunt afirmații pe care liderii sindicatelor din mineritul Văijiului nu pot să le accepte. Darius Câmpean, președintele sindicatului Muntele din cadrul complexului energetic Hunedoara, spune că poziția celor din minister este nedreaptă și că ei sunt singurii care trebuie să știe ce este de făcut din moment ce sunt pe aceste funcții. Din punctul meu de vedere este o poziție hilară, cel puțin hilară, pentru că această entitate economică nu a fost niciodată nici pe profit, nu a fost niciodată cu o situație roză. Tot timpul această companie are și va avea probleme. Este clar că administratorul acestei companii este Ministerul Energiei, și Ministerul Energiei trebuie să găsească, alături de Guvernul României, trebuie să găsească soluții și trebuie să pornim aici de la importanța și securitatea, de la importanța pentru securitatea energetică a celor două termocentrale din complexul energetic Hunedoara, Mintia și Paroșeni. Decizia Comisiei Europene în ceea ce privește rambursarea de către CEH a ajutoarelor de stat aruncă acum compania într-o situație și mai dificilă, după ce s-a constatat că producătorul de energie, societatea Complexul Energetic Hunedoara, a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro prin 4 împrumuturi finanțate din fonduri publice și, în consecință, a decis că România trebuie să recupereze ajutorul ilegal și dobânzile aferente. În luna decembrie ies din sistemul minier al Văijiului ultimii angajați care mai pot beneficia de venitul de completare. Sunt oamenii care beneficiază, așa cum au cerut sindicatele, în contractul colectiv de muncă de ordonanța 36. Cei care pleacă de anul viitor nu mai primesc acești bani deloc.
oamenii la care le vor înceta contractele de muncă până la sfârșitul anului 2018 vor fi șomeri beneficiari de ordonanța 36. Dacă din cei care sunt în preaviz vor fi persoane care își vor suspenda preavizul, atunci și contractele vor înceta în 2019, această calitate de șomer cu ordonanța, beneficiar de ordonanță va înceta, deci nu vor beneficia și de ordonanță. Venitul de completare a fost acordat ani la rând minerilor și energeticienilor care au intrat în program de concediere colectivă. Pe lângă plățile compensatorii date de companie și ajutorul social, salariații au mai beneficiat timp de 2 ani de venit de completare. Cei concediați în acest an sunt ultimii care vor avea această facilitate și pentru anul viitor sunt programate concedieri, dar deocamdată nu se știe dacă valabilitatea ordonanței 36 va fi prelungită și în 2019. Venitul lunar de completare este egal cu diferența dintre câștigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea. Acesta se acordă pe o perioadă între 12 și 24 de luni, în funcție de vechimea în muncă a celui concediat. Mai bine de jumătate dintre locurile oferite în cabanele și pensiunile din Straja sunt ocupate de turiști la finele acestei săptămâni. A nins la Straja și cei din munte au pornit și instalațiile de zăpadă, acolo unde a fost necesar, astfel încât sunt pentru al treilea weekend gata de schi. În zona turistică Straja a început să crească afluența turistică. Pe sfârșiturile de săptămână care au trecut, deja au funcționat instalațiile de transport pe cablu, ca de altfel și trei din cele 7 pârtii. Pentru weekendul ăsta, din informațiile pe care le avem, afluența turistică va fi undeva la 50% din capacitatea de cazare a stațiunii, drept care deja este mișcare și iubitorii schiului sunt dornici pentru a veni să schieze în stațiunea Straja. Salvamontiștii spun însă că le recomandă celor care vin la munte acum, după primele ninsori, multă prudență. Asta dacă vor să plece în drumeții pe care sunt sfătuiți să le anunțe, iar pe traseu să nu intre în zonele în care ar putea să producă avalanșe. Pericolul este mare acum când zăpada e proaspăt căzută. Celor care întreprind acțiuni pedestre în zona înaltă să țină cont de vreme, să evite pe cât posibil zonele de depunere la vânt a zăpezii, deoarece, cum vă spuneam, chiar dacă nu este cantitatea de zăpadă mare, factorul de risc de alunecare și de declanșare a avalanșelor este posibil. Cum de altfel s-au și înregistrat în ultimile săptămâni, atât în zona Bucegiului, cât și în zona Călimanului, accidente de asemenea natură. Straja este una dintre cele mai căutate stațiuni de munte din România și sezonul de schi a început încă din prima zi a lunii decembrie. Sunt puse în funcțiune o parte dintre tunurile de zăpadă, iar administratorii pregătesc pârtiile pentru schiori și pentru taberele ce urmează să vină aici.